Bun găsit la o nouă ediție Regiunea în Obiectiv. Astăzi, așa cum reiese din desfășurătorul pe care mi l-a pregătit producătoarea emisiunii, mai multă cultură ca la final de săptămână, ca să nu ne plictisim și să fim mândri că suntem clujeni. Vom discuta despre un proiect foarte interesant, marca Institutul Francez Cluj-Napoca. Va fi alături de mine Ioana Bolboacă. Vom discuta despre Noaptea Ideilor. Ce înseamnă acest titlu foarte incitant, ne va spune domnia sa. Despre o premieră mai specială la Teatrul Național din Cluj, mai specială dacă ne uităm doar la titlu, Corporația de Flavius Lucăcel, ce acoperă de fapt acest titlu, vom afla la momentul respectiv, și despre tot ce se întâmplă nou, frumos, nobil, în cadrul Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj-Napoca, Sorina Stanca, în persoană, directorul acestei instituții, ne va spune inclusiv despre orarul de noapte al acestei biblioteci, un lucru inedit, zic eu. Așa că demarăm discuțiile noastre pe aceste teme pe care vi le propunem astăzi, vineri. Domnișoara Ioana Bolboacă, responsabil cooperare universitară din cadrul Institutului Francez Cluj-Napoca, alături de mine. Sărut mine, bine ați venit în platou. Bună ziua, bine v-am găsit. Am înțeles că este o premieră din multe puncte de vedere pentru dumneavoastră, această apariție. Da. Da? Prima apariție pe canalul TVR sau? Pe, în general. În general. Bun, dar vă simțiți relaxată, da. Bine aici, da, în platou. Noaptea Ideilor, sub genericul față în față cu prezentul, în București, Iași, Cluj și Timișoara. Ce înseamnă această Noapte a Ideilor? Este un proiect lansat de Institutul Francez din Paris în 2016, deci anul acesta suntem la a patra ediție global și la a doua ediție în Cluj-Napoca, prin care se dorește cumva să se dea frâu liber ideilor în aceeași zi, în aceeași noapte, de fapt, Noaptea Ideilor, în mai multe locuri din întreaga lume. Și în fiecare an este aleasă ultima zi de joi din luna ianuarie. De ce? Asta este cutuma, da, care se practică? Și... Deci România participă a patra oară la acest România participă a treia oară, iar Clujul a doua oară. Clujul a doua oară, pentru că aici apare într-o depeșă că este de fapt a patra oară în România, dar nu e nicio problemă. Important este că este un lucru inedit și foarte interesant, față în față cu prezentul. Ce se va întâmpla și când se va întâmpla la Cluj? La Cluj se va întâmpla joia viitoare, pe 31 ianuarie, o conferință dezbatere, asta am ales noi, sub tema generică față în față cu prezentul. Am declinat noi un subiect și conferința se va numi Revoluția Digitală și Inteligența Artificială. Ce provocări aduce viitorul? Pentru că fiecare locație declină în felul ei. În fiecare locație tematica este diferită, diferită, dar da? Sub aceeași temă generală, lansată de Paris, față în față cu prezentul anul acesta. Bun. Deci la Cluj, foarte pe scurt, inteligența artificială, care este tot mai mult dezbătută, tot mai mult pomenită în diferite acțiuni culturale, umanitare și de tot științifice, bineînțeles, și de tot felul. Cum ați ajuns la această temă? Cumva, pornind de la tema generală, ne-am dat seama că provocările prezentului le implică și pe cele ale viitorului. Și când ne gândim la viitor, mintea ne fuge imediat la tehnologie, la inovații, mai ales într-un oraș cum e Clujul. Și unde avem ca parteneri în organizarea evenimentului pe cei de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Și ne-am gândit că ei sunt cei mai puțini. Care va fi formatul? Am înțeles că va fi o dezbatere, da? Da, o conferință dezbatere și vom avea trei invitați. Intrarea și invitația este lansată tuturor oamenilor doritori să ia parte la astfel de dezbatere și care pot chiar să participe, să pună întrebări. Veți avea și conferențiari care, de fapt, vor fi catalizatorii acestui eveniment? Exact. Vom avea trei invitați și în premieră îi anunță acum. Ne dați o știre, da? Da, da, vă dau o știre. Mulțumesc foarte mult. Ați păstrat-o până acum, da? Da. Și sunt cumva din câmpuri mai mult sau mai puțin diferite, dar care se intersectează și pe care vrem noi să le intersectăm la conferință. Și anume? Ovidiu Stan, care este lector la Universitatea Tehnică și are un...
un doctorat în ingineria sistemelor. Domnul Daniel David, profesor universitar la Facultatea de Psihologie și... Profesorul cu al lui Cub, da, da. Renumit, care, da? Da, da, și care folosește terapii de realitate virtuală, roboterapie... Le cunoașteți, frate? Ați fost pe dânsul pe la... Nu, 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 am, m-am... V-ați documentat. Da, m-am documentat. Da. Și Radu Orghidan, care e cumva un real leader în machine learning și robotică, la Entity Data. Am înțeles. Și deci cei trei conferențiari care de fapt vor face valuri, da? Da, da, da. Vor face valuri, vă și așteptați la așa, da, ceva. Da. Cine poate participa? Oricine. Cum? De la elevi până la studenți, bine, la universitate. Avem o sală de publicul. Atât pe atât. În cap atât. Va fi atât? La în aula Alexandru Domșa din Universitatea Tehnică de pe Daicoviciu și sala, sperăm noi că va fi plină. Dumneavoastră, la bază, ce sunteți? Ați absolvit ce? Facultatea de litere. Bun, atunci nici dumneavoastră, nici eu nu prea știm noi exact ce înseamnă inteligența artificială. Citim foarte mult, da, despre toate acestea. Vi se pare important să abordezi o astfel de temă în anul de grație 2019? Da, mi se pare, pentru că cred că pe măsură ce tehnologia evoluează și se produce cumva o revoluție, pentru că evoluează din ce în ce mai dinamic și mai intens, se modifică oarecum și raportarea psihicului uman la tehnologie sau la viață și la valorile, poate sunt restabilite valorile cumva de raportare și de înțelegere ale vieții. Și nu v-ar supăra la un moment dat, am citit eu prin niște cărți, apropo de inteligența artificială, nu v-ar stresa așa la un moment dat dacă ați afla la sfârșit de sezon în activitatea cotidiana Institutului Francez unde lucrează dumneavoastră, că din sezonul următor va sosi Ioana Bolboacă pe mod robot, adică pe inteligența artificială. Cred că cumva acesta va fi un subiect de dezbatere interesant, să vedem până unde inteligența artificială ajută omul și unde e linia în care îl înlocuiește sau, da, sau chiar îl împiedică. Și o să știți vedem foarte bine și există deja, da, hale, da, întregi, imense ale unor corporații și deja se unde sunt numai 2-3 roboței și restul. Da. Oricum, foarte multe încă rămân la factorul uman care mai apasă, da, câte și un și la creativitate, pentru buton. Că și acolo cred că se pune un semn. Pot să vă întreb ce înseamnă responsabil cooperare universitară în cadrul Institutului Francez? Da, țin legătura și cu universitățile din Cluj și nu numai, din Transilvania și România și mai ales cu filierele francofone. Dar numai și încercăm împreună să revitalizăm puțin francofonia din mediul universitar sau prin mediul universitar, francofonia globală. Foarte interesant. Prin oamenii care formează francofonii. Da. Domenii variate, pentru că sunt destul de multe. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ca să înțeleagă și telespectatorul, dar și noi și mai bine. Da. Tot ce se va întâmpla la Noaptea Ideilor, da? Ediția 2019. Da. Dați-ne câteva repere despre ediția 2018. De unde s-a ajuns până la ediția 2019? Am înțeles că anul trecut a fost puțin mai restrâns, nu? Da, da, a fost evenimentul în sine. Tematica și tot ce s-a întâmplat, ca să le punem în oglindă cu, da, tot ce se întâmplă anul acesta. În fiecare an se lansează o tematică generală și tematica de anul trecut a fost imaginația, puterea imaginației. Și în legătură cu evenimentele din mai 1968, francezi din mai 1968, iar anul de Cehoslovacia. Da, da, și de ce s-a întâmplat și prin Franța cu mișcările studenților. Am, da, înțeles. Și studenții din Franța. Și anul trecut a fost lansată o invitație oamenilor care au tot felul de documente în legătură cu evenimentele din 68 să le trimită, să le aducă, iar într-o cafenea s-au reunit toți oamenii și au discutat, au analizat pe baza documentelor, au interpretat, s-a văzut unde, ce s-a întâmplat atunci și cum se mai resimte încă. Cum sunt depistați acești oameni? Pentru că în mod sigur erau și de generația mai spre a treia, nu? Da, erau... Aceștia care poate că nu toți folosesc
social media? S-a încercat promovarea pe toate planurile și atunci, astfel încât informația să ajungă la cât mai multe persoane, dar puteau să vină și la fața locului să aducă documente. Și aceste documente persoane au venit cu niște documente. Da. Fotodocumente. Cu fotodocumente sau scrieri sau pur și simplu istorii, povești. Și au dezbătut împreună. Oral history, da? Da. Și au fost mulți? Au fost câteva zeci de persoane care s-au adunat în cafenea și au... Și evenimentul în sine a fost acesta, această întâlnire? Da. Sau la această întâlnire s-a creat un eveniment... Evenimentul acesta a fost evenimentul în sine. În sine, întâlnirea. Da? Întâlnirea. Da, exact. Cam câte persoane au venit cu materiale, cu fotodocumente și alte... Vreo 50. Mulți? Puțin? Practic, cât v-ați așteptat? Nu, au fost, cred că, mai mulți decât ne-am așteptat pentru locația și ceea ce am lansat noi. Au venit aceste persoane cu aceste materiale, da? Și acum fac legătura și cu ce se va întâmpla joia viitoare. Da, am schimbat total formatul. Ne spuneți imediat de ce și cum. S-a întâmplat evenimentul de anul trecut, care a fost finalitatea. Deci, cu ce s-a terminat? A apărut într-un volum acest material sau... cu ce se finalizează? Pură circulație de idei și schimbare de idei. Da, da. Pentru nimic că și de acolo fiecare a plecat cu ceva de acolo. Care să rămână înglobat într-un material aparte, da? Da. Și acum să ne spuneți, formatul de anul trecut, formatul de anul acesta. Locația, am înțeles, din capul locului că diferă. Da. Și tema, în primul rând, tema este alta, pentru că și tema generică din Paris este alta și atunci a trebuit să, adică ne-am gândit noi... Parisul dă tonul. Da, lansează tema. Lansează tema sau dă tonul, da, mă rog. Și de acolo noi preluăm și vedem la realitatea pe care o avem la în Cluj, cum putem să dăm viață unui eveniment deci, care să aibă impact. Aveți așa o marjă de mișcare față de ce primiți de la Paris. Bineînțeles, da. Și asta se întâmplă... Și asta se vede și la nivel de România, temele sunt destul de diferite. Și la nivel de alte țări, probabil, da, în fiecare țară. Da, bine, sunt peste 70 de orașe. Cu specificul țării respective. Exact. Bun. Deci, am vorbit acum și inclusiv despre format? Că este o conferință dezbatere. Nu, da, despre diferența de formate. Da. Bun. Despre ce n-am vorbit? Am vorbit și despre invitați, poate despre ce se întâmplă în general în țară. Da. Că în total sunt 10 evenimente în această noapte a ideilor. Toate în 31? Toate în 31. Tot ce se întâmplă în noaptea ideilor e în 31. Și dacă eu, clujan, vreau să particip și la Cluj, dar și la București? Ei, trebuie să alegeți. Există și site-ul lanuidezide.com unde apar toate evenimentele din lume care au loc în data de în seara de 31 ianuarie. Da. Și acolo se poate vedea în funcție de oraș. Și în România sunt 10 în locațiile unde există, unde sunt organizate, de fapt, de institutele franceze, de antenele Institutului Francez România, cum ați spus la început, București, Iași, Timișoara și Cluj. Vă coordonați între dumneavoastră cu aceste centre, da, cu aceste Institutul orașe? Institutul Francez din România coordonează toate cele patru antene. Bun. N-am cum să nu mă folosesc de faptul că sunteți prezentă în platoul nostru. Înainte de a încheia această discuție pe această temă cu Noaptea Ideilor, poate ne dați ceva din casă, la ce să se aștepte în perioada aia imediat următoare sau mai îndepărtată publicul clujan care este interesat de activitățile Institutului Francez Cluj, cu precădere. Suntem în proces de înscriere pentru concursul MATEZ în 180 secunde, teza mea în 180 de secunde, așa că toți doctoranții doritori să-și prezinte teza în 3 minute sunt invitați să se înscrie. A mai existat acest proiect? Da, există de ani buni și în fiecare an. Și este de succes? Da, anul trecut au fost 7 finaliști la finale regionale din Cluj și sperăm să avem Clujul să se remarce iar prin în câmpul francofoniei pentru că avem de unde în Cluj. Se va lansa apelul de participare pentru festivalul de scurtmetraje Trecoc. Care este deja la ediția a
10-a, cred că... Chiar și mai mult, da. Probabil, da. Și unde oamenii tot așa pot să urmărească pagina Institutului, să vadă când se deschide apelul de participare și să trimită. Ieri interesați de tot ce înseamnă cultura franceză, tot ce înseamnă limba franceză și tot ce ține de acest domeniu, cum vedeți? Sunt interesați pe mai departe? La nivel clujan, la nivel național? Care este feedback-ul? Sunt interesați, dar cred că putem să investim și mai mult în asta și să devenim, să fim și mai dinamici. Prin ce pârghii ați putea să-i atrageți mai mult? Să aibă și ei în vedere de toate formările francofone care există în Cluj, în domenii foarte diferite, de la Universitatea Tehnică, la Academia de Muzică, la Universitatea Babeș-Bolyai. Adică la Academia, care a spus-o, Academia de Muzică, acolo ce poți să găsești? Există un master francofon pe artele spectacolului care este în proces de creare. Și există în mai multe universități. Dar uitați, de pildă, punctual, la acest, da, cu Universitatea de Muzică, da? Da. Academia de Muzică, da, din Cluj. De ce? A venit un... A venit o cerere din partea lor sau dumneavoastră ați mers peste dânsii? Este sau... decizia facultăților de a, și universităților de a crea și de a tinde. De ce este bine pentru Academia de Muzică să aibă o astfel de, un astfel de masterat sau ce este? Un master. Master, da. Cred că pentru oportunitățile francofone și înspre francofonie pe care le, și arta francofonă la care pot avea acces studenții prin acest master și să pună cumva în paralel ceea ce fac aici cu ce se oferă din lumea franceză sau francofonă. Și cred că deschide foarte mult orizonturile, pentru că e încă un plus. Și la fel, treaba aceasta la fel trebuie autorizată. Da, există proces în spate pentru a fi, dar sunt în Cluj 19 filiere francofone la toate, la universitățile din Cluj. Filiere, da? Da, filiere. Filiere. Da. Și sunt destul de diverse, pentru că vin din domenii diferite. Bun, am ajuns la finalul discuției noastre. Recapitulăm tot ce am zis la început. Noaptea ideilor, sub genericul față în față cu prezentul în București, Iași, Cluj și Timișoara. Noi deocamdată și la această masă discutăm cu domnișoara Ioana Bolboacă despre tot ce înseamnă și ce va fi la Cluj. Dacă ar trebui pe scurt să recapitulăm, care ar fi ideile de bază? O conferință dezbatere lansată, o invitație lansată tuturor, unde sperăm să suscităm cât mai multe polemici, dezbateri și idei interesante, să vedem ce iese când mai multe domenii se intersectează pe tema inteligenței artificiale. Mulțumim foarte mult! Deci, nu uitați, oameni buni, să vă notați de pe acum în agendele dumneavoastră, 31 ianuarie, Institutul Francez din Cluj-Napoca. Ioana Bolboacă, la prima apariție televizată în direct. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc foarte mult. Și comisia care a fost alcătuită ad hoc aici ți-a dat cea mai mare notă. Mulțumesc. Te mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc. Mulțumim și noi foarte mult pentru informații. Mergem mai departe, rămânem tot în acest domeniu vast al culturii, dar înainte vom viziona un material realizat de colegii mei de la Departamentul Știrii. Școala Teodor Mureșanu din Turda a ajuns în finala unei competiții internaționale la care au participat peste 50.000 de copii și tineri din 22 de țări. În cadrul evenimentului, aceștia au descoperit tehnologia și programarea, au avut parte de cursuri de introducere în Scratch, și adică un limbaj de programare, și au învățat cum să creeze aplicații. Ia să vedem și revenim. Cei 21 de elevi care au participat la proiectul Stretch and Goal așteaptă cu nerăbdare acum decizia juriului, care va analiza proiectele celor 6 finaliști. Categoria la care au participat cei mici s-a numit Kick and Code. Aceasta viza proiecte care au avut scopul să ajute la rezolvarea unor probleme din fotbal, însă cu soluții din IT. Mi s-a părut interesant pentru că am avut ocazia să îmi reactualizez cunoștințele și că am cunoscut mulți copii noi. Aș vrea să mai particip din nou la același concurs, pentru că am simțit o emoție foarte puternică atunci. Programarea pe calculator a fost puțin complicată de la început, dar am reușit să creăm aplicații și am reușit să construim roboții. A
A fost foarte interesant, în primul rând, pentru că eu n-am făcut informatică atât de mult timp și am învățat totul într-un timp foarte scurt și am reușit cu ajutorul profesorilor de informatică și cu ajutorul colegilor mei și am făcut ceva minunat. Reprezentanții tuturor organizațiilor ce au ajuns în finală, printre care și Școala Teodor Mureșanu din Turda, sunt invitați în luna martie în Germania, unde vor fi anunțate cele trei proiecte câștigătoare. Ca să ajungă în final a fost nevoie de multă muncă. În România 70 de evenimente au fost finanțate, dintre care au acces în etapa a doua, jurizarea internațională, 6. Între aceste 6 a fost și evenimentul nostru, Scratch și Goal, un proiect în care noi ne-am propus realizarea, cu ajutorul programării, a unor mișcări ofensive pe terenul de fotbal. Prin acest eveniment, prin munca elevilor, a cadrelor didactice, a rezultat un lucru deosebit, colaborarea între instituțiile locale și în special cu Clubul Copiilor, cărora le mulțumesc foarte mult. Provocarea mai mare a constat în faptul că a trebuit să simulăm niște situații reale de joc de pe terenul de fotbal, să le simulăm pe calculator. Am ales limbajul de programare Scratch, conceput special să fie accesibil elevilor de vârstă destul de mică. Este prima dată că elevii noștri fac pași în programare, în codificare. Ne bucurăm foarte mult pentru că ne-am calificat în Germania. Fiecare proiect câștigător va fi premiat cu 2.500 de euro. Bravo tinerilor noștri, dascălilor care se preocupă de ei. Mergem mai departe, așa cum v-am promis astăzi, cultură, cultură și iarăși cultură. Doamna Sorina Stanca, director al Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj-Napoca, alături de noi. Sărutunile, estimată doamnă, bine ați revenit în acest platou. Bună ziua, bine v-am găsit. Și la mulți ani, pentru că nu ne-am văzut noi doi în mod sigur anul acesta. Despre programul prelungit pentru abonații Bibliotecii Județene, despre noile proiecte ale bibliotecii, de fiecare dată știu că sunteți cu tolba plină. Da. Hai să începem cu acest program prelungit. Adică la ce să ne așteptăm? Avem din anul trecut o sală specială care este deschisă 7 zile pe săptămână de la obla 24. Mi se pare foarte important pentru că orașul nostru este un centru universitar. Sala nu este doar pentru studenți, ci ea este dedicată oricui dorește să se pregătească. Am avut candidați la concursurile din magistratură, am avut candidați la concursurile pentru rezidențiat care au venit și au învățat la noi, alte persoane care se pregătesc pentru concursurile de intrare în diferite alte domenii. Așadar, zic eu că trebuie să facem față și acestei provocări, acestui angajament pe care biblioteca l-are de a servi comunitatea. Contra cost? Nu. Nu. Vai de mine. E un serviciu public, este gratuit. V-am întrebat. Da, este gratuit pentru că noi avem acolo pază umană 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Mi s-a părut un lucru potrivit. Acest model l-am văzut în alte biblioteci din alte țări din lume. Din câte știu eu, în Cluj suntem singura bibliotecă care avem o astfel de sală deschisă care are toate facilitățile de control acces, de supraveghere video, adică ne-am luat toate măsurile de precauție pentru a proteja pe cei care vin la bibliotecă. Asta este ceea ce lumea trebuie să știe și e important. De anul trecut este acest... De la sfârșitul anului trecut, de la sfârșitul anului trecut. Foarte interesant, bravo! Și foarte bine că... Mai preluăm și modele din alte țări, pentru că așa este bine. Nu este ceva rușinos să apelăm la dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, la colegii dumneavoastră din alte țări și în alte domenii la fel. Mai rușinos este când nu le facem când și... Când le ignorăm. Când le ignorăm. Foarte da. Bine. Acest model e un model, cum v-am zis, întâlnit peste tot și trebuia făcut și la Cluj, pentru că orașul nostru este, așa cum spuneam mai devreme, un oraș în care chiar se învață, chiar se citește. Lumea avea nevoie de un astfel de serviciu și singura instituție care îl putea oferi era biblioteca publică, pentru că noi avem ca public de adresabilitate toată comunitatea, indiferent Corect. De vârstă. V-am mai întrebat și mai demult și de fiecare dată vă întreb, cum o fac și acum,
se citește, pentru că m-ați și provocat mai înainte. Da. Chiar se citește în Cluj. Da, îmi pare rău că n-am telefonul la mine să vă arăt. Ca să vă parafrazez. O fotografie luată, făcută ieri. Noi am avut deschis sălile de lectură, au fost deschise pentru public, nu puteam să le trântesc ușa în nas celor care vin la bibliotecă în plină sesiune. Era o coadă, așteptau ora 8 de deschiderea sălilor, era o coadă de vreo 20 de metri în holul central. Bravo. De oameni care vin și citesc. Acum pe ecran rulează și alte fotografii din activitățile dumneavoastră, dar vă întreb, doamna director, se citește la Cluj? Se citește la Cluj. Mult, puțin. Și față de alte biblioteci cu indicatorii, pentru că noi adunăm, colectăm datele și de la colegii noștri din țară, stăm bine. Se citește. Foarte dificilă situația noastră în acest moment este la achiziție, întrucât s-a schimbat legislația și noi trebuie să urmăm o procedură, având un buget mai mare, fiind un județ mai mare, avem un buget la carte mai mare, trebuie să urmăm o procedură care, din păcate, adică e, foarte costisitoare din punct de vedere al timpului și al efortului uman implicat în acest lucru. Adică cu ce se explică că biblioteca, o bibliotecă, în cazul de față biblioteca județeană, trebuie să intre pe această procedură? Așa e legea construită. Noi am făcut acum un memoriu pe care l-am înaintat Ministerului Finanțelor. Sperăm să fie... Nici mai e SICAP acum, se numește... SICAP se numește, se numea SEAP. SICAP acum. Acum e SICAP. Și acum toate trebuie să le ridicați pentru achiziții de cărți, da, pe SICAP. Pe SICAP, da. Și sunt niște proceduri foarte greoaie. Noi ar trebui să știm de la început ce plan editorial au editurile, ca adică să știu exact să ce listă de titluri. Alfa, adică da, să da, luați tot. Da, da. Și puteți să... Și nu prea putem. Aici perdante sunt editurile mici, nu numai clujene, dar în special cele clujene. Editurile mici care nu au rețea de difuzare foarte bună, astfel încât nu ajung la mari vendori care iau aceste, se angajează să livreze cartea așa cum o pun. Și această ridicare pe SICAP este lunară sau cum? Nu, această ridicare de SICAP este în funcție de procedură. De fiecare achiziție? Fiecare achiziție urmează un atunci sistem. Se ridică, anul trecut am început cu 7 loturi, care s-au ridicat printr-o procedură, fiindcă ar fi costisitor și mai costisitor să pui în fiecare lună și n-ai putea, pentru așa că este. Termenele sunt prea mari ca să le poți acoperi și să treacă doar o lună. Ele durează o procedură din aceasta în jur de 2 luni, dacă toate lucrurile merg bine. Deci înseamnă că noi foarte multe cărți și titluri le pierdem. Chiar acum am avut o ședință de analiză cu colegele mele să vedem cât de tare au scăzut cifrele la împrumut. 100.000 de documente, diferența față de anii anteriori, anii buni. Noi aveam în jur la 500.000 de împrumuturi pe an, principal datorită achiziției de carte care ține cititorul pe loc. Cititorul aude despre o carte, aude la dumneavoastră, așa citește este în presă, citește pe internet, o vrea în biblioteca lui. Și dacă o vrea astăzi, când... Dacă o vrea astăzi, o va avea la sfârșitul anului. Adică suntem în ianuarie, doamna director. Da. Și dacă îmi doresc o carte astăzi... Nu vă puteți dori o carte astăzi și păi să o doresc, și să și aveți. Nu, asta nici cu dorința, da. României nu poate să aveți mă dreptate. Vreau, dorința eu nu vă pot opri, doar, din păcate, nu biblioteca și publică... Și stau în stand-by până la finele anului. Da. Pentru că noi deja pentru prima procedură avem listele de cărți pe care nu le-am achiziționat anul trecut și nu putem să ținem pasul cu... Imaginați-vă, intră câte 4.000 de cărți odată pe care trebuie să le verifici, să le incluzi în catalog, să le descrii, să le indexezi, și să le duci... Pe... dintr-un titlu... Câte exemplare? Sau care este procedura? Există o politică, depinde de carte. Există o politică care este publică la noi pe pagina web. Cel mai multe număr de exemplare dintr-un titlu sunt pentru cartea pentru copii, 10. Ceea ce este și logic. Da, da, da. În rest, în funcție de numărul de filiale pe care biblioteca le are și chiar anul trecut noi am mai deschis o filială aici în apropierea exact dumneavoastră, la Grigorescu. Da, da. Și în funcție de numărul de filiale am actualizat politica astfel încât să avem 6 exemplare din fiecare titlu în mod obligatoriu,
Iar, cum v-am spus, cartea de copii. Cât este bugetul defalcat pentru achiziție? Pentru achiziția de carte, anul trecut am cumpărat, știu exact, că am avut ședința, am avut exact pe cifre, 280.000. 280.000 de lei. Față, pentru anul trecut. Pentru anul trecut. Și n-am cumpărat mai multă carte. Față de anul precedent, 2017? Cam acolo ne-am menținut cu bugetul. E mult, e puțin, e... Ar trebui să fie în jur la 400-500 de mii la nivelul producției editoriale și pentru ca să respectăm standardele, pentru că la nivel european și tendința mondială e aceeași, o carte nu trebuie să circule mai mult de 10 ori ca să o țin în colecție. Ori noi avem cărți care au circulat și de 150 de ori și sunt încă în circulație. Pentru că ele sunt și purtătoare de bacterii și microbi, exact, și așa mai departe. Exact. Deci există și niște... pentru că e un împrumut public, de ordin sanitar, să spunem. Da. Ați pomenit, doamna director, filialele, da? Filiala din Grigorescu, ultima? Aceasta este ultima, dar nu ne oprim aici. Nu vă opriți aici? Nu. Care nu, pentru că orașul acesta, de bătaie care este? Orașul acesta crește, am în vedere două direcții. E zona Gării, care nu e acoperită deloc. Da. Și zona cartierului Iris. Iris și cu extinderea acum, știm că se construiesc două ansambluri rezidențiale în zonă, e foarte important să punem și acest prag. De pildă, în Statele Unite, unde am avut privilegiul să particip la o bursă din peste 3.000 de aplicanți, am fost aleasă, selectată între cei 15 care au participat la această bursă și acolo am văzut exemplul în momentul în care se construiește un ansamblu rezidențial în comunitate, constructorul respectiv este obligat să construiască o școală și o bibliotecă. La noi constructorul este obligat pe hârtie să la noi construiască altfel, și, dar putem și noi. Și parcări. Da. Parcările se mai uită. Este obligat pentru teren de joacă, pentru copii, se uită. Ei, asta cu bibliotecile nu cred că nu doare. S-ar rezolva. Nu doare, dar... Nu doare, dar... Dacă ar durea prostia, vă dați seama cât de greu ar fi corect, să supraviețuiești în această lume. Și atunci eu trebuie să-mi fac datoria și să fac lobby pe lângă autorități prin tot felul de mijloace, astfel încât să ajungem la această situație. Pentru că dacă vă uitați un pic la ce mult a evoluat biblioteca noastră în ultimii ani, și asta datorită, în primul rând, activității colectivului, eu spun asta întotdeauna. Poate să-mi frumos oricine din partea noastră poate că să-mi spună orice, nu mă convinge. E vorba de echipă. Echipă pe care am reușit în ani să o mobilizăm și să o determinăm. Aveți deficit la personal? Avem un deficit la personal, mai ales datorită creșterii birocrației, de ce vă spuneam mai devreme. Asta este doar un aspect la carte, dar noi absolut orice achiziție o facem prin același sistem, care este foarte consumator de timp și de resurse materiale, pentru că înainte, dacă aveam propunerile colegelor mele pe liste de ce anume este nevoie și se solicită, fiindcă în Mănășturn se citește același lucru cum se citește în Grigorescu. Că sau cum se citește în... Da, e nevoie și de un post de sociolog, constatăm asta pe zi ce trece. De asemenea, e foarte important, pentru că noi răspundem unei cereri. Eu nu cumpăr cartea care este cea mai ieftină, nu cumpăr nici cuie și șuruburi, ci cumpăr anumite titluri din anumite domenii ale cunoașterii pe care publicul le cere, pentru ca să nu cumpăr... Cine trebuie să înțeleagă toate acestea pe care le-ați enumerat acum? Aceste lucruri trebuie să le înțeleagă politicienii de la nivel înalt, cei care au dat această lege. Pentru că adminter noi vom fi împiedicați să ne desfășurăm, iar activitatea de bază a unei biblioteci este împrumutul de carte. Și ați spus că ați făcut demersuri, nu? Da. În sensul acesta și politicienii încearcă să înțeleagă. Eu sper că vor și reuși. Da, aveți... N-am niciun feedback în acest moment. În acest moment am reușit să mobilizez și comunitatea. Am două... Anul trecut am făcut și un articol public care a fost și online. Și anul acesta începem cu mobilizarea comunității. Pentru că înțeleg că se ridică pe sicap, în special în perioada aceasta când se construiesc zeci de mii de kilometri de autostradă în România. Înțeleg. Da. La autostradă. Sau când e vorba de sume imense. Dar aici ar fi vorba, să zic eu, vorbesc de sume de 10 biblioteci. Vorbesc de zeci de mii
de kilometri de autostrăzi. Da. Dar când vorbim de titluri de carte... De aproape 300.000 de lei. Nu? Da. E bine dificil. Că lucrați, bine că lucrați în domeniu, pot să vă spun despre Kafka și despre UNESCO. Nu? Cam, și din păcate, cam în zona aceea se Și din păcate, dacă o editură mică publică un autor prolific și care e foarte solicitat, eu nu pot să o cumpăr. Pentru că nu pot să fac achiziție. Mare, mare păcat. Digitalizarea a fost la ea acasă, la dumneavoastră, acum câțiva ani. Cred că și acum este Și acum noi mergem. Acum suntem partenerii Ministerului Culturii pe proiectul culturalia.ro, proiectul de bibliotecă digitală a României. Ce înseamnă acest proiect? E un proiect care va implica 5 biblioteci în partea de pilot și muzee din toată țara. Vom ajunge ca la un clic distanță, două, să avem colecțiile bibliotecilor, muzeelor, acelea care nu sunt grevate de drepturile de autor. Nu vorbim neapărat de carte veche, vorbim și de carte autorilor adică clasici. Adică la un clic, care... două, când site-ul, va fi... textul... ziarului, cărții, documentului. Când pentru devine că operațional? Acum este în faza acum de... Acum este în faza de lucru. De lucru, deci, da. Acum se construiește sistemul. Noi lucrăm deja la pregătirea documentelor pentru digitizare. Biblioteca noastră a și făcut pași în timp și am fost prima bibliotecă din România care a ieșit în Biblioteca Digitală a Europei cu documente cu specific local și regional, pentru că asta avea biblioteca noastră în colecție și am reușit să aducem alături de noi încă 16 instituții din România. Și în acest moment lucrurile se construiesc. Eu sper că acest proiect să fie unul de succes. Cred în el, pentru că altfel nu aș fi angajat biblioteca în acest demers. Și împreună cu 10 colegi vom face parte din echipa proiectului. Eu, spre deosebire de ceilalți, am... pentru că mulți din colegii noștri au ieșit deja la pensie și am rămas printre ultimii mohicani. Vin în locul lor noi? Și vin în locul lor noi. Eu am și experiența lucrului de dinainte pe proiecte de digitizare. Nu trebuie să fim speriați. Aveți cu ce acoperi? Da, chiar acum avem în derulare un curs și îmi spunea dimineață colega mea care se ocupă de primirea dosarelor de concurs că avem 7 candidați pe un singur post și înscrierile Cam se încheie... vremurile bune la diferite facultăți. Și înscrierile se încheie luni. În concursul din anul trecut concurs am avut 20 bibliotecar. Un post. Un singur post. Avem două acum în concurs. Pentru unul dintre ele, pe perioadă determinată, sunt 4 candidați. Pentru ăsta sunt 7 dosare în acest moment. Și anul trecut am avut un record de 24 pe un post. Deci, 24 pe da. Un post. Bravo. Deci vine lumea spre bibliotecă. Nu știu cât de bine știe lumea ce se face la bibliotecă atunci când vine să se angajeze, pentru că... Păi le faceți instructajul la înscriere. Da. Și poate se răzgândește atunci sau își întărește... Nu? Da, convingerea. Convingerea, visul. Da. Oricum, munca e o muncă complexă și interesantă și e o muncă, în primul rând, cu oameni și apoi cu cărți. Pentru că vine publicul la tine și tu trebuie mai întâi să-l citești. Și un candidat ce trebuie să știe? Un candidat trebuie să fie absolvent de studii superioare. De oricare fel. De oricare fel, pentru că noi avem în lege prevederea de a face în timp de 2 ani un curs post-universitar, de specialitate, da, da. Și trebuie să cunoască o limbă de circulație internațională, engleză, franceză, germană, italiană, am acceptat și cu spaniolă, și trebuie să fie în primul rând o persoană care să-i placă să lucreze cu oamenii. Așa cum v-am spus, în bibliotecă e vorba despre cărți. Cum puteți să depistați lucrul acesta? Păi acum avem noroc de o prevedere din codul muncii care ne acordă o relaxantă perioadă de probă în care omul trebuie relaxantă? Să... Relaxantă? Relaxantă față de trecut, de 3 luni de zile, în care poți să-ți dai seama cât e omul acela de bun. Aș mai sta cu dumneavoastră, doamna director, pentru că aveți ce povesti, slavă Domnului. Da. Spuneți-mi, vă rog, ce nu vă lasă în pace? Ce nu vă lasă să dormiți liniștită? La nivel profesional. La nivel profesional. Aveți așa apăsări că am nu mi-a ieșit ceva? Am două apăsări mari. Două? Da. Una v-am spus-o acum, e declarată. Da. Și cea de-a doua este, nu pot să finalizez clădirea bibliotecii. Deci adică? Noi suntem încă cu proiectul aprobat de autoritate, respectiv de Consiliul Județean.
Studiul de fezabilitate este aprobat. Din păcate, în acest moment nu putem primi de la primărie autorizația de construcție, pentru că nu avem suficiente locuri de parcare și acestea nu pot fi puse la dispoziția publicului, pentru că biblioteca nu are decât concesionată decât suprafața care este amprenta clădirii. Soluții? Soluții le așteptăm de la autoritate. Noi, între timp, mergem înainte cu amenajări pe jumătate a sălilor, cu conferințe ținute în holul bibliotecii, deși am avea o sală de 130 de locuri, sală de conferință, în proiectul pe care l-am propus de modificare a proiectului inițial și agreat cu toată lumea, cu arhitect, cu toată echipa. Am propus și o sală în partea din spate a clădirii, unde avem o terasă pe care doar vântul bate și praful se adună și nu e utilizat spațiul acela și am putea construi acolo pe o structură metalică. E prevăzut în proiect. Și mă tot gândesc cum să fac să avem toate aceste facilități. O să vă iasă. Pentru că vine lumea spre bibliotecă. O să reușiți, o să vedeți. Nu știu unde, că nu mă pricep, dar în mod sigur. Cu amprenta aceea, fără amprenta aceea, eu când? Am așa o presimțire. Întrebarea mea este când? Orașul acesta crește. Data viitoare încerc să vin cu lecția făcută. Da. Acum v-am spus că o să vă iasă treaba aceasta. Da. Și până data viitoare mi-ați dat o temă de casă să mă gândesc la data, luna și măcar deceniul în care se va întâmpla. Doamna Sorina Stanca, mulțumesc foarte mult pentru participare. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și spor la treabă, că aveți destule pe care ne le-ați prezentat și nouă. Mergem mai departe, ultima parte a emisiunii noastre de astăzi. Înainte de a îl primi pe noul invitat în platou, dramaturgul Flavius Lucăcel, un material tot din domeniul culturii. Opera Națională Română din Cluj-Napoca invită pe clujeni la prima premieră coreografică a acestui an, City Beat și Carmen, un spectacol coreografic non-conformist și incitant care combină două stiluri, modernul și clasicul. Se anunță o distribuție impresionantă care va străluci într-o combinație de lumini spectaculoasă. Opera Națională Română din Cluj-Napoca invită pe clujeni la prima premieră coreografică a acestui an, City Beat și Carmen, un spectacol coreografic non-conformist și incitant care combină două stiluri, modernul și clasicul. Se anunță o distribuție impresionantă care va străluci într-o combinație de lumini spectaculoasă. Aflat sub semnătura maestrului coreograf Pavel Rotaru, spectacolul va fi unul inovator și original, reunind titlul modernului City Beat pe muzica formației The Art of Noise, a cărui premieră internațională a cucerit Statele Unite ale Americii și pe cel al baletului clasic Carmen. Este foarte mult bazat pe clasic, foarte mult. Însă sunt ramuri de jazz, modern și alte expresii ale dansului. Deci e complex, am vrut să pun tot, cum America este complexă și e foarte mare și gândesc diferit și o să vedeți că e diversitate. Ritmul și dinamismul vieții urbane sunt leitmotivele spectacolului muzical coreografic într-un act City Beat. Lucrarea descrie atât tumultul vieții cotidiene cu provocările ei, cât și viața de noapte într-o penumbră a străzilor periculoase, a cluburilor, a grupurilor de motocicliști și a grupărilor rivale în afirmarea supremației. Distribuția și decorul se anunță a fi impresionante. Avem și elevi de la coreografie, și din clasele mici, și din clasele mari, deci e destul de multă lume care se succede pe scenă. Decorul de la City Beat este o combinație, practic nu e decor, este o combinație de proiecție și lumini mai spectaculoase. Premiera coreografică City Beat Carmen de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca va avea loc în 1 februarie la ora 18:30. Pe ultima parte a ediției noastre de astăzi vă invităm și la teatru, pentru că am avut de toate, am avut bibliotecă, am avut Institut Cultural Francez și atunci, bineînțeles că, virgulă, ca un mare final, teatrul. Teatrul prin spectacolul Corporația de Flavius Lucăcel, chiar Flavius Lucăcel în platou la noi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Se mai practică, se mai...
Merge la teatru? Se mai aplaudă în sălile de teatru? Se merge, se cum merge. Cum vede dramaturgul? Că dacă aș întreba un actor, probabil ar zice tot așa sau da, puțin mai altfel? Avem două teatre mari în Cluj, Teatrul Național și Teatrul Maghiar. Ambele au sălile pline, au spectacole foarte bune, puse în regie de regizori buni. Ce înseamnă un spectacol bun? Am auzit de foarte multe ori treaba aceasta. Bun, de pildă, dar un nivel foarte, foarte ridicat ar fi spectacolul În Chiuvanea, al lui Andrei Șerban, care se joacă, cred că, de 9 ani cu casa închisă. Deci, ce poți să spui? Deci dacă e cu de casa închisă și se joacă de an bun, atunci... Da, da. Cam modelul bucureștean, unde nu găsești bilete pentru reprezentații cu luni bune înainte. Exact. Deci asta înseamnă spectacol. Asta înseamnă bun, spectacol. Ca să clarificăm și treaba aceasta. Domnule Lucăcel, a câta piesă a dumneavoastră? Este, Corporația. Da, este a patra piesă care se pune în scenă. Este un proiect al Asociației Mario Dance Atelier. E un proiect privat susținut din fondurile acestei familii și a asociației lui Mario Grosu. Și... mai am niște mici ajutoare, niște mici sponsori. Da, am înțeles. Hai, înainte de a ajunge la piesa propriu-zisă, cu permisiunea dumneavoastră v-aș întreba în minutele care urmează, printre altele, și despre dragostea față de teatru, față de a scrie teatru. Da. De ce? Dragostea față de teatru e veche, să zic așa, din clasa 10-a. De ce? Am o legătură cu teatru. Ați avut o prietenă actriță? Nu, nu, nu. Aveam un profesor în Baia Mare, Vais Nicolae, care ne-a dus la teatru într-un fel cu forța, cum era atunci. Adică ni se făceau abonamente. Da. N-am vrut să mă duc mult. Am fentat mult și la un moment dat totuși am ajuns în sala de teatru de la Baia Mare. Și atât ați fentat-o până ați ajuns și acolo. M-am îndrăgostit de teatru. Din momentul ăla. Da? Da, de mirajul teatrului. Asta de... fiind în clasa A? Clasa 10-a. Clasa 10-a. Și v-am bătut gândul să dați la IATC. Am dat și la IATC. Unde? La Târgu București. La București am dat de multe ori, n-am intrat. Asta nu m-am împiedicat. Nu-mi pare rău deloc. Zic că a fost așa o linie. Mulți ca dumneavoastră au fost așa, Dumnezeu să-l odihnească. Acum mi-aduc aminte de Iuri Pascu, da, prieten bun și coleg de-al nostru. Și el a dat de multe ori. Și... era greu, erau trei locuri. Cred că a ieșit mai bine așa când a dat. 3-4 locuri, era foarte greu de intrat. Așa e. Și după aceea, ați spus că tot rămâneți în grădina taliei. Da, am început să scriu la 17 ani teatru. Am început cu poezie, de fapt. Am luat chiar un premiu, mi-a dat un premiu Ion Mureșan în 89 la Sighetul Marmației. Dar n-am continuat cu poezia și m-am apucat de scris teatru. Și așa mi-am și cultivat. Și ați scris 4 piese. Vi se joc? Nu 4, am multe, vreo 19 piese. De ce am zis 4? 4 s-au jucat. A, 4 s-au jucat. Da. Unde s-au jucat? Încă una la Teatrul Național și două în mediu independent. Una a făcut parte, Fisura, dintr-un proiect pe care eu împreună cu Victor Olhus și Florentina Năstase îl derulăm în mediul rural, se numește Cultură în Șură. E un proiect... Cultură în Șură. Da, da, da. Mai există acest proiect? Există, există, merge bine înainte. Acum se desfășoară pe șoseaua de centură în București. Este un proiect care a câștigat la Kaufland. Mă scuzați că zic. E un proiect susținut de această firmă, corporație, da? Și... de merge unde, bine. De unde vă vin aceste idei năstrușnice? Asta cu aceste proiecte? Asta e o idee lui Victor Olăhuț. Cu Cultura în Șură, eu l-am susținut de la început și l-am pus pe de picioare. De ce trebuie ieși din teatru, din clădirea pentru teatrului? Că... de ce trebuie mers pe centură? De ce trebuie mers în Șură? În mediul rural, vă spun, sunt localități în care am ajuns și de la Revoluție, din perioada lui Ceaușescu, nu s-a mai întâmplat nimic. Sunt oameni care ne așteaptă acolo cu plăcere și chiar ne simțim... Oamenii aceia cu plăcere vă așteaptă. Avem rost. Deci nu avem ca rost. Și dumneavoastră în liceu când ați fost dus cu forța. Nu, da? Nu. Deci aceștia nu-s duși cu forța. Nu-s duși cu forța, vin de plăcere, vin, chiar așteptăm până își rezolvă problemele cu animalele, știți cum e la țară. Și acolo mai aștepți, nu începe la 7 seara pe la 9:30. Ajungem la Corporația, va avea loc reprezentația joi 31 ianuarie, orele 20, Teatrul Național din Cluj. Ce trebuie să știm ca să ne ducem? Nu ne spuneți tot ce conține acest spectacol, pentru că atunci putem să ne luăm audiobook-ul și să stăm bine mersi la o cafea. Trebuie să știm că e un spectacol despre ipocrizie,
în primul rând. Există despre... ipocrizie enorm, în societatea românescă? Enorm. Eu, nu numai, nu e vorba despre ipocrizie. Asta este încă un secret al spectacolului. Acțiunea nu, nu se petrece în România. Unde? Se petrece la centru, care poate fi Germania, dar nu este Germania, și este influențată de centrul centrului, care poate fi peste ocean, dar nu neapărat peste ocean. Poate fi și în est. Bun. De ce trebuie să mergem la acest spectacol neapărat? Trebuie să mergem ca să vedem cât de ipocriți și de impostori suntem, mulți dintre noi. Trebuie să mergem ca să vedem și să ne punem întrebarea unde ne-am pierdut empatia, când ne-am transformat în niște mașinuțe care nu au nicio legătură cu ce trăiesc, nu mai au nicio atenție la cel de lângă ei. E o problemă serioasă cu noi. Asta spune spectacolul meu. Va avea priză la public? Pentru că știți cum, noi ne place să acuzăm, să, da, dar când, da, când e cu dat de palme, ne mai sustragem, ne mai retragem. Păi, eu zic că am o șansă. Nu ne place. Am o șansă mare că lucrez cu Cristian Nedea, care e un regizor de geniu de comedie, deci unul dintre cei mai mari regizori de comedie din România, Cristian, și îmi servește foarte bine textul. Textul meu e o tragicomedie, dar el o transformă într-o comedie spumoasă și succesul e garantat. Dacă e comedie, succesul. Aveți actori foarte buni. Foarte buni actori. Foarte buni, văd... Cătălin Herlo, da, Matei Rotaru. Hai să arătăm și la... De fapt, e un șpalt al... Da, al, da. Maxim Miron, al, Radu Lărgeanu. Da. Da. Aici avem fetele, și Alexandra Tarcea, Cristian Ablandru. În cât timp s-a montat piesa? Într-o lună, s-a lucrat o lună. Intens și la decoruri încă mai lucrăm. Nu spuneți, nu dați din casă nu tot, dau, pentru dau. Că publicul nu trebuie să știe. Publicul trebuie să meargă să... vizioneze spectacolul și... Producțiile independente sunt producții la care se lucrează până în ultimul moment. Acesta se încadrează în, da, într-o producție independentă? Da. De ce? Pentru că este finanțată de un producător, nu de un... Și de ce a fost interesat Naționalul Clujan să vă prezinte acest spectacol? Pentru că este un angajament al lui Mario Grosu cu Teatrul Național, în care el susține cultura pe banii lui, pe banii... Spuneți-mi, vă rog, când au... fost repetițiile în această lună de zile. Ați participat la repetiții? Am participat la două, da. Cât de mult s-a băgat în text regizorul? Am, din nou, pot să spun că am noroc pentru că a respectat textul. A tăiat foarte, foarte puțin vă și n-a adăugat. Vă supără când se taie din textul? Nu mă supără. Dar aici Cristi a păstrat textul, a fost decizia lui. Eu i-am spus că... Actorii cât de deschiși au fost? Foarte deschiși și s-au lăsat ușor antrenați în această nebunie care cuprinde și o muncă de video, Sorin Luca, un om foarte priceput, da, și pe munca lui, și avem niște filmuleți, practic o să se vadă. Se pleacă în turneu cu acest spectacol? Da, vom merge într-un turneu la Zalău, la Blaj, vrem să mergem la Timișoara, cât se poate. Bun. După Corporația, care va fi următoarea piesă la care lucrează deja în mod sigur Flavius Lucăcel sau măcar la nivel ideatic? Este o piesă pe care încerc să o fac cu un regizor tânăr. Nu o să spun nimic despre proiect pentru că sunt superstițios. De ce sunteți? Mi s-a mai întâmplat să anunț niște lucruri și să pice. Și atunci, acum, fiind vaccinat, s-au transformat în altceva și mai bun. Lumea teatrului e foarte efemeră. Deci pot să apară atât de multe lucruri care să influențeze un proiect sau să-l stopeze. Sau, e mai ceva ca viața. Bun. Și lucrați la un proiect? Lucrez la un proiect despre bătrâni. Încerc să abordez teme pe care nu le abordează multă lume. Toată lumea în momentul se focalizează pe lucruri cu conotații politică. Păi aici s-a influențat un pic de un eveniment. Am văzut niște prieteni în Israel care au venit să-și comemoreze victimele, străbunii, da, și căutau cimitirele în satul mare și în zona aia de satul mare. Și am fost foarte impresionat, erau inclusiv aduseseră un copil de câteva luni, era o chestie inițiatică în care cel mai bătrân avea 80 ceva de ani și le povestea despre viața lui și despre părinți și am fost impresionat de respectul din jurul acestui bătrân pe care l-am recunoscut ca aparținând, deși nouă în copilăria mea, când bunicii mei erau foarte bine poziționați și respectați, și am văzut că s-a pierdut în societatea românească tipul ăsta de respect față de bătrâni. Și vreau să pun în discuție tema asta. Așteptăm și acest proiect al dumneavoastră, dar până atunci vom merge la
Spectacolul Corporația, semnat Flavius Lucăcel, distribuție pe măsură. Joi 31 ianuarie, orele 20, Teatrul Național Cluj. Mulțumim foarte mult, la mai mare și la mai multe premiere interesante. Și mulțumesc foarte mult. Și dumneavoastră, oameni buni, că ați fost alături de noi, rămâneți musai alături de Televiziunea Română. Toate cele bune, la revedere!